Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de genul Bobo încearcă sau Moldoveanu încearcă. Data asta, oameni buni, ne oprim, nu mai vorbim foarte repede că după aia se sperie lumea. Data asta încercăm un joc numit Good Company. Este un joc din ăla, cum știu că vă place și vouă și mie, și anume unde ne pornim o firmă de ce vrem noi și încercăm să o facem cât mai de succes posibil. Așa că hai să ne facem noi aici propria firmă. Ideea că ăsta este ecranul cu care am fost întâmpinat de către joc. Și sunt foarte confuz, o să vedem noi ce facem. Hai să ne decinem asupra unui anume lucru pe care vrem noi să-l facem aici. Și oameni buni, ce vă rog eu, ca de obicei, dacă veți da și voi un like acolo și ar fi super, super tare. Hai să facem o firmă de castraveți. Dar de care castraveți? Castraveți din ăștia... cum se cheamă, tehnologici. Și să avem logo cu verde, clar. Trebuie să pictăm pe aici. Asta cred că o să fie parcă puțin prea verde. Deci o să fie logo-ul ăsta de castravete. Cred că o să mergem pe orice. O firmă de castraveți, vom face telefoane castraveți, vom face televizoare castravete. Dar trebuie să facem puțin, să semne puțin cu Apple, boys. Facem așa să fie un fel de scuffed Apple, dacă mă înțelegeți voi pe mine aici. Cred că e perfect așa. Și titlul, titlul poți să alegi ce vrei, nu, o să numim așa. Nu știu cum scrie pe Apple, stai, n-am nici telefon la îndemână să văd cum scrie pe Apple. Dar o să scriem așa, castravetele. Dacă avem mărul, este și Apple. Dacă îi punem în engleză sună stupid, cucumber. Castravetele, cred că e LLC. Nu știu, stai acum. Scrie pe spatele iPhone. Adică voia să știu ce scrie pe spate la firmă ca și de-astea și să facem copy-paste cum trebuie. Stai așa că te scop husa, boys. Nu văd. Sunt orb. Nu mai scrie, mă, pe el. Firar, bă, că scrie pe el. Fuck it. Lăsăm așa, castravetele. Logo e bun, ăla e bun, aia e bun, ok, accept. Oh, super, ăsta este, ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu, o să fim noi. Bobiță. Bobiță. Cât mai fake posibil, dacă se poate. Vreau să arătăm ca un adevărat șef de companie, boys. Avem și un companion. Îl să numim... nu știu, suntem cum să-l numim pe ăsta. Trebuie un nume așa mai special. Nu. Greu. Greu cu numele ăsta. Hai să-mi Dorian. Dorian o să fie aici ajutorul nostru. Punem așa bașca noastră de cowboy. Niște ochelari să părem inteligenți. Să fim adevărați mafioți. Și desigur trebuie să arătăm ca băiatul de la KFC. E bine că suntem îmbrăcați. Nu, asta e și mai bine. Asta e și mai bine, arată exact ceea ce vreau eu să exprim aici. Cât mai cake-ona posibil, dacă mă înțelegeți. Cu bocanj, normal, adică avem pălărie de asta și nu avem așa, adică despre ce vorbim. Hair color e perfect, dar nu, alb. Hainele, trebuie ceva mai... asta merge cea mai bine, n-avem să-i facem acum. Ok, super! Ne-am pornit astea, ne-am făcut aici firma castravetele. Bobița este șeful. Cred că o să dăm pe free play. Ia să dăm pe free play, sună mai bine. Start new game, yes. Map selection, circuit, ok, nu știu ce aici. Difficulty preset, hai punem pe sandbox. Vreau să vedem cum lucrăm aici. Start more than plenty, bla bla. Ok, start new game, YOLO. Vreau să văd despre ce e și dacă îmi place jocul sau poate mai facem. Cred că mai degrabă făceam tutorialul. Incoming zone, outcoming zone. Market overview, stăm prost. Ok, putem construi, construction. Ce putem face aici? Oh, clar am nevoie de tutorial. Ho, pauză. Oh, clar, ok, tutorial? Scuze, am crezut că e o leacă mai intuitiv, dar nu e. Campanie, așa, jucăm campanie ca să înțelegem care e treaba. Goals. Sell at least one calculators. Ok, trebuie să venim calculatoare, boys. Primul nostru calculator castravete. Ok, ea e nu știu cine, nu mă interesează. O să facă... economia locală e teribilă. Trebuie să schimbăm chestia asta. Trebuie să ne înveți anumite chestii. Ok. Și aici avem... aveam manual și nu știam. Păi ce ne zis, mă, așa? Inventory, buying... Asta-s production, mamă, ăsta-i de la foarte... foarte complicat. Am înțeles. Bun. Lucrurile pe care le craftez acolo, nu știu ce. Trebuie să cumperi de acolo, de la ăsta, așa, replace de un start. Oh, ce trebuie să fac? Goal, hobby list, goal. Craft 2 single cell batteries. Ok, cum facem asta? Tinker table. Ah! Ok, deci trebuie să comand ceva. Chimicale. Comandă. A, ți le aduce instant. Și cum le iau de aici? Le pur și simplu le pun aici? Mamă, frate, trebuie să le iei manual, fii atent. Nu mai adu așa multe. Și... move tu. Fă-le pe toate. Ia da. Ne ocupăm să facem propriul calculator, boys. Bine, calculator de calculat. O să trecem curând la lucruri mai importante. Oh, shoot, stai că noi acoperim aici niște lucruri importante și n-am văzut. Bă, eu cred că am făcut-o. Ah, trebuie să facem mai multe, fii atent. Jap. Hai mă, construiește acolo. Te-am dat și zoom, asta e tare. Mă gândeam că e ceva gen mai ca... gen, mă gândeam că e intuitiv ca și Game Dev Tycoon. Ok, și acum cred că le putem lua să le punem aici după ce e gata, nu-i așa? Ok, după ce e gata, hai să le punem aici. Move tu. Hai mă, ce faci? Lasă-le. Asta e că el e încă ocupat aici. Gata mă, lasă, trece aici. Du-te aici, lasă. Așa. Punem alea acolo. Aici trebuie să le pui. Super. Yes! Am vândut. Vindem noi prima noastră baterii. Super. Acum trebuie să calculăm carcase. Ok, ce ne trebuie pentru carcase? Ia să vedem. Pentru carcase ne trebuie să cumpărăm plastic. Îți vreau niște plastic. Lasă-mă cu astea că nu mai am nevoie. Eu să iau astea de aici că sunt tot acolo. Poți să le stachez? Ah, nu poți să le stachez. Bine, le putem lăsa așa acolo. Nu e asta o problemă. Hai mă, cu livrarea aia odată. Sfinte, sisoie. A, poți dai shift click și e perfect. Nu poți să-l mut să se ducă singur acolo, direct la ăsta? Ok, nu pot. Ok, fă toate astea. În 8 zile, mamă, mi-ia 8 zile să fac asta, ești nebun? Ok, hai că face băiatul mai aici toată treaba. Ok, jocul ăsta pare destul de făinuț, boys. Chiar pare destul de făinuț. Chiar pot să zic că s-ar putea să-mi joc leacă mai mult ăsta, să încerc să fac o firmă de aia super, super faimoasă. Super! Hai că ne-am făcut aici și plasticul și suntem gata să-l vindem și pe ăsta. Ne putem opri, 4, 2, nu, ne putem opri aici. Ducem frumos. Punem plasticul ăsta aici. Du-te la aia, pune acolo. Ok, next. Trebuie să facem niște module. Ok, stai că îmi spune aia niște chestii acolo. Wait, n-am citit ce voia. Firar. Important, well done, the value is așa. Module crafted. Ok, trebuie să craftăm ceva module, dar de unde? Selling, alea le-ai pus acolo să se vând. Employees, a, putem lua employees și toate alea. A, putem să chemăm ajutare. Hai să luăm pe cineva cu noi, avem bani? Avem bani, ok. Nu știu, vino tu. Tu o să vii cel care o să mă ajuți aici. Și... ce e asta? Așa. Așa. Ah, și setez un fel de logistică. Atât. Ok, și ai setat asta, ai destinație. Stai. Ok, bine. Cred că le-am setat bine. Acum zic că și lucrează. Trebuie să-l aducem pe ăsta aici sau ceva? Workplace. Aici. Uite și lucrează. Ia, stai să-l las ăsta aici în... A, nu pot să-i le las aici. A, le țin la mine, firar. Atunci hai să le punem înapoi aici. Ca să fie treaba ușoară. Să aibă el acolo. Ok, super, am pus pe asta să construiască acolo ce e de construit. Perfect, am pus propriul om să lucreze. Gata, boys, oficial suntem mai șmecheri decât restul. Stai, chiar acoperi chestii. Mai jos. Super, am pus pe asta să crafteze lucruri pentru mine, asta e perfect. Aici cred că putem lăsa o leacă să nu mai aducă astea multe prostioare de alea. Acum ce vrea acolo? O, stai, nu starți așa, still printer space, ok. A, vrea să construim un nou modul. Cred că acum pot să fac. A, ce tare, cred că de acum mă descurc, băieți. Cred că mă descurc să-mi fac propriul propriu nebunesc. Ok, deci asta aici face astea. Aici să punem să facă celule de astea așa. Trebuie să mai angajăm pe cineva, boys. Hai să mai angajăm pe cineva. Vreau să angajez pe Alana. Alana, vino tu aici și te angajez pe tine imediat. Tu, Alana, o să vreau să vii frumos pentru mine, să lucrezi aici. Și o să-ți setez logistica de aici. Duci aici. Duci aici. De fapt, stai, cum setam? Stai. Origin. Nu, de aici. A, ăsta te-ți duce aici. Stai, ce? A, from, nu incoming. Wait, ce vrea asta, mă? Păi supun că așa e, nu știu ce vrea de la mine. E confuzul ăla că treaba. Nu, nu vrea chimicale. Așa, mă, gata, hai că le-am prins. Tule, mama lor. Acum are sens. Iar stai, tu. Stai, mă, logistica, alo, alo. Asta, două aici. De ce nu mă las să vând? A, cred că mai trebuie un outgoing de ăsta. Oare face bine? Stai să vedem. S-ar putea ca logistica să nu fie făcută prea bine. Nu, văd că se duce bine. Ah, le pune aici, firar. Nu, 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 stai, ho. Prr. Ești tu. From the tinker table to the cell. De ce nu mă las să le vând? Deci aici sunt lucruri de care nu are nevoie. Stai, asta să... Nu. Astea vin aici. Cum cureți oare niște legături? Asta aș vrea. Nu există vreo posibilitate de a vedea logisticile deja active? Încerc să schimb aici niște logistici. A, gata, poți să schimbi. Gata, mă, și asta să vină aici. Ok, gata, are sens acum. Și acum eu o să vin aici să iau astea, că le-a pus aiurea. Să vin aici cu ele. Gata, mă. A, aia zic, frate. Am prins acum cum funcționează, gata, mi-a luat ceva. Ok, deci mi-am pus proprii oameni să lucreze. Haideți, băieți, că vreau să fac calculatoarele odată, mă. Despre ce vorbim aici, pentru ce vă plătesc eu? Suntem pe plus, surprinzător, suntem pe plus, deci e bine. Cred că n-avem nevoie de prea multe materiale, o să mă uit alea și la materialele astea. Vreau să fiu un magnat al treburilor pe aici. Bă, cam veți tot ce vă trebuie, deci... Trebuie să fim o leacă pe plus aici, zic. Crafting gear, construction, da, știm astea. Mai putem să punem niște chestii pe aici? Și avem doar asta aici de crafting, putem pune o plantă. Hai să punem și noi o plantă, mă, că parcă e cam sec pe aici. De fapt, hai să punem mai multe. Perfect. Am ajuns pe minus. Asta e tot ce mă interesa acum, să ajunge pe minus, ca să ajunge după aia pe plus. Castravetele nu va renunța niciodată, boys. O să ajungem noi să rămânem fără bani, asta nu înseamnă că nu facem treabă. Putem da repede înainte, super, putem da pe repede înainte. A, vrea să mai facem un de ăla, mai voia să mai facem un de ăsta. N-am văzut. Ok. Gata, nu știam ce voia exact de la mine. Perfect, timpul să facem ladder raise, recipe așa, remember that, ok, need chestia că go ahead and have 2 ladder raise crafted, ok. Ok, pot și eu să mă ocup de asta, ok, ce trebuie pentru ladder raise? Îți trebuie de-astea, deci trebuie să dăm comandă de altceva aici, nevoie de comandă de așa ceva. Asta încă ne ieșim pe plus, atât, doar comanda asta, nu mai vreau alta. Da, astea le fac eu, astea mă ocup eu, băiat inteligent. Pot să le iau să le fac singur, n-am nevoie de ajutorul vostru. Acum du-te aici și fă-le pe toate. Aia zic, mă. Lasă-mă că se plătește datoria, nu-i problemă. Ok, cred că trebuie de acum să punem, să aducă chestii de acum. Că văd că ăștia se mișcă relativ repejor și... Nu vreau să fie treaba nasoală. Mai avem multe de făcut. Mai avem. Și trebuie să vindem calculatoarele, boys. Da, dar trebuie să nu mai avem, super. Mă ducem aici, jap, și punem astea. Leather rail-urile, super. Mamă, încă suntem pe minus, mă lași. Assembly table, îmi trebuie o masă de assemble. Aoleu. Ok, cred că m-am prins cum trebuie legate. Încă suntem pe minus. Ioi. Bă, suntem pe minus grav, ok, mai prește tu leacă din adus chimicale că avem. Bă, băiatule, noi suntem pe minus rău aici. Plus că nu mai trebuie și oameni, gata, suntem pe plus. Hai că e bine. Cred că nu mai trebuie om. Să ne mai trăiască om foarte curând. Lăsăm o leacă să treacă pe plus, ca să fim noi bine. A small shelving pack pentru ce? Access from the back and front, ok. Assembly, trebuie de asta. 2000 de coco. Well, asta o să fiu undeva pe aici. Stai, pot să o mut eu pe mine? Nu pot să o mut pe mine de acolo, tu vine aici. Ribai, nu-i bai. Și am nevoie de cineva care se ocupe. Hire Dexter. Și tu. Ok. Acum trebuie să facem bani, boys. O să intrăm un leac în regres. Dar adu-mi o tură de d-astea, ca să putem trece pe cineva la treabă. Bam, acum pauză. Logistică. Avem așa, l-avem pe Nearomic ăsta, care tu o să lucrezi aici. Apoi avem un logistică. Fiți atent, deja am prins cum funcționează jocul ăsta, băi. Stai că e tot webcam-ul ăsta, nu l-am pus bine niciodată. Aici cred că e cel mai bine. Deci avem așa. Bine, nici acolo nu-i prea bine să zicem. Deja v-ați prins, mai trebuie să mai contează acum. Aici, pe buy zone, tu te duci aici. Iar de aici ce iese se duce aici. De fapt, practic ar trebui să-mi trebuiască toate acolo, dar o să vedem imediat. Vreau doar asta să o văd acum că funcționează. Gata, dai cu play. Tu, dragă domnișoară, tu o să lucrezi aici. Și ca să faci un calculator îți trebuie câte una din fiecare. Ah, ok. Păi atunci știi cum facem. Ne ducem înapoi la logistică. Avem așa. Asta o scoatem. Asta o scoatem. Asta o scoatem. De fapt, nu. Nu, du-l înapoi, le ducem aici. Hai că am făcut o prostie. Du-l înapoi aici. Apoi aici. Înapoi aici, perfect. Iar de aici, logistică, toate astea se duc aici. A, nu putem să le luăm. A, ok atunci. Deci am dreptate. Deci de aici dacă le pus ele se vând. Ok, atunci hai să încheiem noi legăturile de aici. A, mai poți să adaugi. Ok, super. Și de aici. Asta se duce aici. A, nu poți să le duci acolo. Wait, atunci cum le facem? Assembly. Ok, assembly par, bla bla. Păi și cum iei? Crafter setup. Nu mă prind exact cum ar trebui să le ducem pe astea încolo. Ah. Nu poți să iei nici așa. Păi ar trebui să punem la incoming zone. Dăm o pauză că ăștia încă lucrează ca proștii. Nu mă lasă să le duc așa. Asta sunt eu. Ok, le punem înapoi aici. Zi tu o leacă, bobiță, cum facem aici. Have you noticed the incoming zone doesn't provide enough electronic parts? Ba da. Are destule acolo, ce nu le ia? Ce mă, ăștia nu le-am pus unde să vândă chestiile, bă, ce prostă, du-le aici, mă. Gata. Am făcut asta, face rost acolo toate. Aveți electronice, aveți tot ce vă trebuie. Eu trebuie să văd cum le aduc ăstora de aici. Tu. Assembly. Destinație aici. Assembly table. Nu pot să le iei de acolo, nici să le duc de aici încolo. Ok, nu scrie exact cum ar trebui să le folosim. Great work, assembly table. Ok, și ce, cred că am să-l fac singur, până când o să mi se explice exact cum. Deci o să mă duc aici. Ia du-te, ia fiecare componentă de acolo. Facem noi cu mâna noastră. N-am nevoie de angajați slabi. Mă ocup eu. Move. Te dăm noi afară dacă e. Ești degeaba, bre! Degeaba ți-am zis. Ok, și acum avem ăsta. Mai fă una. Avem două calculatoare făcute. Să vindem propriul nostru calculator, calculatorul Castravete. Este aici. Du-te la asta. Și jap, jap, jap. Vindem, boys. Nu cred că avem vreo zonă de asta unde putem pune lucrurile noi așa. Ba da, cred că le putem aici. Cred că dacă punem asta aici și dăm pe logistică, pauză. Ia, stai să vedem. Deci dacă dăm aici, sell, oprim producția de asta și le ducem pe toate aici. Și de aici, aici. Oh, asta te lasă. Ok, deci practic asta ar trebui să facem. Nu, la logistic aici jos, outgoing zone. Oprim asta și tu tot aici duci. Iar de aici, duci aici. Atât. Ia, hai să vedem acum dacă lucrează ăștia în așa fel cum trebuie. Să mai dau o stoare de acum. Mamă, suntem pe minus grav. Congratulations! Ce s-a întâmplat? Oh. This company has been struggling, but... Ok, mersi. Am câștigat, lasă-o în pace. Ok, cred că am început să-i dăm de capăt, boys. Aia zic. Să ai spus 6 calculatoare acum. Aia zic, vere. Calculatoarele Castravete intră pe piață, boys. Aveți grijă. Pornim mic și apoi ajungem mai tare. Ce s-a întâmplat? Target inventory full. Wait, what? Logistică. Cum e full, mă? Nu înțeleg care e full. Că asta nu e full. N-are niciun sens, dar să zicem. Zic dacă după ce se vând astea. A, abia acum e. Dar nu punem gen în toate locurile alea. Oare nu are loc atâta? Ha, mă, că lucrează băieții, e bine. O, n-am mai băgat chimicale. Da, mă, e full. A, stai, mă! Hopr. Păi, stai, mă, că eu am asigurat numai 2 locuri. Mai duci și aici. A, nu poți să mai bagi. Atunci știi ce? Stai așa. Trebuie încă un d-asta. Și... dacă mai are treabă. Stai, logistică. Oare putem duce și aici excesul? Atât. Now go. Target inventory full. Dar nu înțeleg cum e full. Îți numai 2 zone, nu poți să-i măresc zonele. Hai că le pune acolo, știi? Că nu mai trebuie un om care să pună din când în când la vânzare, știi? Calculatoare. Logistică. Cred că asta se întâmplă, de fapt. Da, cred că asta face. No, suntem pe minus! Rezolvă problema! Aia zic. Pune la vânzare acolo. De-aia că noi consumăm oricum alea lejer, știi? Nu se vând toate repede, asta văd. Zero for logistics. Cred că ne mai trebuie un om care ăla se ocupe de pus aici. Ia, mai dă-mi un om. Nu vreau să nu vreau să-l dau jos. Nu, calmează-te. Oh, poți să-l panichezi. Fii atent că poți să-l panichezi. Tu lucrează aici. A, nu pot să-l pun aici. Pot să pun nicăierea. Ok, îmi pare rău, man, te dau afară. Yes. Javară. Acum eu vin aici. Acum mă duc jos. Și pot să le pun aici pe toate. Dar nu știu cum să fac să duc mai multe, știi? Create slot. Ah! Increase priority. Ok, și aici pune toate sloturile posibile. Aia zic, frate meu. Gata, frate. Am înțeles. Fii atent acum, boys. Intrăm în bani. Aveți grijă. Ia uite ea. Bam, bam. Lucrează băieții mei non-stop aici. Zi și noapte. Calculatoarele astea nu se vor vinde singure. Plus mega profit. Cum ajungem noi multimiliardari, boys? Doar vânzând calculatoare. Vă zic de pe acum. Nu vreți să știți. Stai, putem construi ceva nou? MK Table 2. Stai, avem ceva ăsta noi. Oh, 2, ce trebuie? Să facem de-astea. Battery Shock. Bă, nu cred că poate să lucreze. Oh, nu, fă înapoi, tot ăsta e bine. Fă acolo. Ce s-a întâmplat? Enter Logistic Mode, e bine. Despre ce vorbim? Wait. Unde ăsta de face bate? Nu e ăla care mai făcea, n-a mai făcut de-alea, cred. Aoleu, lasă aia jos, bre. Aoleu, mă duc eu să le iau, că e crimă. Cum pot să-i le bag aici? Nu pot. Ce-am făcut, mă? Enter Logistic Mode. Atât. Gata. A, era, mă. Dispăruse liniuța de logistică. Era panică mare. Ok, atunci hai să ducem înapoi pe astea aici. Gata. Ce mai lipsește, mă? Aici, mă, nu mai știi să le vinzi. Jesus. Cred că desfacem două de-astea de assembly. Mamă, mai avem loc? Trebuie să spargem bani, boys. Sunteți gata să spargem bani? Ia, asta e ultima chestie pe care o mai facem înainte să încheiem video, boys. Facem o treabă așa. Și mai trebuie un assembler. Încă un assembler. Assembly table aici. Și mai trebuie o persoană, trebuie două persoane pe care să le angajăm. Adică va trebui să comandăm curând niște chestii, gen metale. Și am nevoie de pauză, am nevoie de o persoană nouă. Hai, vino Larry, tu aici. Și hire another employee, Craig, vino și tu, Craig. Tu, Craig, o să lucrezi la workplace, vino coace. Bam. Tu, Larry. Unde-i asta? Că nu pot să dau click pe ea. Ok, așa. Tu, bam, bam. Aici se face de-astea. Și o să setez și ăla imediat. Dar aici să facem K2. Logistică. Se ia de aici material pentru ăsta. Iar de aici ăsta se duce pe raft. Se duce pe raft aici. Ce zice? De ce mă las să duc pe raft? Stai așa, ce? Faci pretenții la mine? Duc pe raftul ăsta. Ok, apoi de aici ăsta se duce aici. De aici se duce și... Stai, ce trebuie pentru prostia aia? A, nu trebuie ceasul, trebuie de-astea. Apoi, de așa. Ăsta se duc aici. Și ăsta se duc aici. Și ce iese de aici se duce aici. Gata. Cred că ar trebui să fie ok. Bun. Eu am să mă duc aici. Iau toate astea. Jap, jap, jap. Mă duc jos. Du-te aici. Bam, bam. Gata, băieți, e timpul să lucreze ăștia. Ia uite, mă, ce lucrează ca albinuțele. Mama lor, ce de simpatici. Uite la ei ce lucrează, mamă, mamă, mamă. Mă întreb că le poți mări sporul de muncă, gen să se grăbească și eu leacă așa. Nu poți să-i faci level up, cred. Aia zi, frate! Pune acolo banii. Deja am făcut primul nostru calculator, facem calculatorul 2. Bă, îmi place nebunia asta, e foarte fun. Cred că dacă e să fac un sandbox, la o să fac unul de ăsta nebunesc în care să facem gârlă de bani. Nice, acum să facem cât mai mulți MK2, nu avem treabă. Da, bă, da, stai mă, nu știu că prindem. Într-o săptămână facem MK2-uri de alea de cât ai tu nevoie. Ia uite cum vin bani, ia uite producția, tată! Producția aia Blanao, dă-i acolo. Văd că nu prea se mișcă repede tipa cu bateriile alea, cu șocurile de baterie sau ce Dumnezeu face la acolo. E alea că mai bătrân de felul ei. Dar uite cum se pun acolo alea, mă, frate, MK2-urile alea. Frumos, elegant cât de cât. Construiesc niște de alea blană. Așa că nu cred că pot lucra mai mult la un workbench, cred. Și acum stăm și ne uităm la ei cum lucrează ca nebunii. Mă întreb dacă ne mai deblocat chestii noi, ia să vedem, avem ceva chestii noi? N-avem. Dar e bine că banii acum nici nu mai avem treaba cu bani, boys, adică deja să nu mai au nimica. Banii sunt pe zero stres, boys, iau cici. Gârlă, ajunge multimiliardar instant. Oare le pot mări salariul să-i motivez să lucreze mai repede? Acum altcineva care a rămas în urmă cu treburile. Nu cred că poți să-i măresc salariul, nu-i așa? Nu poți. Hire employees. Poți iau de ăștia mai scumpi? Nu mai există mai scumpi, firar. Ideea e că trebuie să facem mai multe de astea de care să construiască piese. Dacă vrem să mărim producția. Mamă, dar zilele trec super repede. Poți face maxim câte 5 de astea. Deci clar trebuie să mărim producție de dăsta și de dăstea, cred. Ca să facă repede. Sau ce trebuie pentru M2? Stai că-s curios. Ah, ok. Deci mai trebuie o masă. Hai să mai facem o masă. Masă. Assembly. Rotim o țâră aici. Iar masa... Ah, nu assembly, nu assembly. Cum o distrugem? Ah, gata, am găsit. Bam. Îmi trebuie o d-asta. Tinker Table. De aici. Ăsta va face... chestia asta, LED array, de care are nevoie de circuite. Angajăm o persoană. Vino tu, Joseph. Nu văd pe Joseph, te rog frumos, Joseph. Vino și ocupă-ți locul la masă. Facem logistica cu și pentru tine. Gata. Mă bagă turbo. Hai că acum ar trebui să se facă în plus că-s doi care lucrează la treaba aia. Aia, frate. Despre ce vorbim aici? A, uite, să pun acolo surplusul. Lejer. Lejer. Gata, frate. Vindem de-astea MK2-uri de behe. Bine, s-ar putea să mai fie nevoie să mai facem încă un de-asta. Un gagiu care să facă plate-uri. Ok, acum ne trebuie plate-uri. Ok, scuze că mă întind cu video ăsta, dar m-a atras prea grav jocul, frate, mă jur. Ok, afară cu astea. N-avem nevoie de ele. Ne mai trebuie un tinker table pus aici. Deși cred că va trebui să cumpărăm curând materiale. Hai să facem așa. Angajează încă unul. Tu lucrează aici. Aici faci d-astea. Și apoi logistică. De aici tragi niște d-ale aici. De aici tragi aici. Și gata. Play. Ia să o văd acum, mă, cum lucrați, nebunilor. Ar trebui să fie mega produs, mega tot. Hai că aveți materiale, că vă aduce la fiecare zi materiale gârlă. Deci literalmente n-ar trebui să ducă lipsă nimeni de nimica. Oare ar trebui să trecem doar pe MK2-uri? Eu zic că ar trebui să trecem doar pe MK2-uri. Gen, schimbăm ce ne trebuie pentru MK1 și să facem numai de MK1. Ia, de MK2. Ce trebuie pentru... Deci... La MK2 n-avem cesulețul ăla. Ok, super. Cesulețul se face din ce? Din chimicale, ok. Ne facem așa. Pauză! MK2. Tu te apuci de făcut cesulețe. Logistică. De aici metal în asta. Ok, stai să rupem legătura. A, chimicale folosești și la asta, la altă? Ok, atunci ce bine. Și ce e să se duce aici? Super. Iar surplusul de aici, de dălea, o să le vindem noi, nu-i bai. Dacă e să ne ducem noi aici, a? Du-te mă acolo. Bam, bam. Asta să luăm să le vindem. Ce n-ai aici? Stai mă, deci pentru a face astea trebuie plastic. A, n-am băgat plastic în asta. Plastic, chimicale și metal. Ok, pauză. Plastic și metal. Acum ai de toate. Gata, acum are de toate. Eu o să vin aici să vând toate prostiile care nu avem nevoie, gen astea. A, nu pot să le pun, că sunt toate rezervate. Firar. Stai așa. Cum le din cauza logisticii, stai așa. Dăm o zonă minus. Atât una. Ca să vând și prostiile astea. Gata. Acum, practic, ar trebui să facă mai repede astea. Ia, turbo. Auzi, doi care lucrează la baterii și ăștia nu le fac, serios. Ce pana mea. Sunt doi care lucrează la fiecare și nu are asta baterii sau ce. Care-i mă problema? Păi și tu ce ai în mână? Ah, nu am băgat la logistică, de unde să le ia, stai așa că și eu prost. Na mă, gata. Acum ar trebui să aibă. Mai lipsește ceva la ăsta? Nu, ar trebui să le facă de acum, gata. Faceți-mi bani, minionii mei! A, n-are logistică unde să le ducă. De aici, le duce aici. Gata. Vinde! Oh, dar se bălângănește aer aici. Da, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru acest minunat video din Good Company. V-ați prins ideea care vă dați seama că lucrurile evoluează, lucrurile devin mai șmechere și tot așa pe parcurs cu cât jucăm mai mult. Probabil să mă joc pe stream chestia asta mai mult sau poate mai facem niște videouri pe viitor, poate ne facem o firmă mai spectaculoasă, dar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!